e prea șocant subiectul. Te rog, Bogdan. După toate problemele pe care le-a avut și un divorț greu, Mihai Neșu și-a găsit din nou liniștea. Acesta a întâlnit-o pe Maria, femeia care l-a făcut din nou fericit. Se pare că aceasta lucrează la fundația pe care Neșu o deține, ocupă funcția de director executiv și colaborează cu el de foarte mulți ani, timp în care cei doi și-au dat seama că între ei există sentimente puternice. Această femeie, pe numele ei Maria, a avut grijă la acel eveniment de Mihai Țăneșu. I-a ținut microfonul, a stat cu el la masă, i-a dat tot ceea ce el a avut nevoie, pe semne că e o persoană importantă din viața lui. Atâta timp cât oamenii sunt la greu alături de tine, cu siguranță și sunt oameni care te... și omul. Da, care cu siguranță te vor pe alături. Tine ca om. Pentru ceea ce ești tu. E foarte bine. Eu mă bucur când văd persoane fericite, nu? Este cel mai frumos. Coincidență sau nu, pe fosta lui soție o cheamă tot Maria, însă acea Maria i-a dat vânt, l-a lăsat, l-a părăsit, l-a abandonat după ce Mihai Țănescu a ajuns paralizat într-un scaun cu rotile, însă noua Maria se pare că i-a redat zâmbetul, zâmbetul pe buze. Deci femeia asta are un suflet nobil, deci vede dincolo de tot, îl place pentru ceea ce este el, ca om, ca ființă. Nu, cred că este o simplă coincidență, deși se zice că noi căutăm, cel puțin la început, după prima decepție din viața fiecărui om, încercăm să găsim aceeași tipologie de femeie sau de bărbat, dar nu cred că este cazul la Neșu, este o pură coincidență de nume. Important, eu mă bucur că pentru dacă el, această femeie face parte din viața lui, nu putem decât să ne bucurăm, pentru chiar că soarta bine, lui... A stănit așa, multe lacrimi. Îți dai seama că boala este groaznică. Deci să vezi un om tânăr, un om sportiv, nu? Să-l vezi... Că îi se distruge totul distrus, clipă, da. Că rămâne singur. Este greu. Și este foarte trist că soția l-a părăsit, pentru că au fost atâtea momente și omul ăsta a fost pe val, nu? Nu poți să lași un om la greu, dar se vede clar că ea a fost atrasă și de bani și de... prin care a ajutat pe copii cu aceleași probleme. Normal, pe care că de obicei el. Multe fundații se înființează datorită, din cauza problemelor pe care le are șeful fundației. Normal, că el militează apoi pentru respectiva problemă. Da, este un gest frumos pe care l-a făcut și mă bucur că... El este dovada că niciodată nu trebuie să-ți piară speranța, pentru că pentru toată lumea există suflete care așteaptă și, uite, vin la momentul potrivit. Eu cred că acum o să trăiască o poveste frumoasă de dragoste lângă această femeie care îl iubește pentru ceea ce este el și îl iubește în momentul în care este chiar căzut. Nu... E trist pentru avea nevoie. Oricine are nevoie de un sprijin. Mulțumim foarte mult, Valentina, și te mai așteptăm cu mare drag. Și eu.